Cu jucătorii în vacanță, Steaua își permite să stea momentan fără antrenor. Hagi rămâne principala opțiune, însă Mihai Stoica se gândește și la Bergodi. Nici la varianta Olăroiu nu s-a renunțat, însă totul depinde de rămânerea echipei cu care Olăroiu are un precontract semnat din Emiratele Arabe. Astfel, numirea noului antrenor pare destul de dificilă la Steaua. Hagi, dar și Olăroiu fiind în discuții și cu Mircea Sandu. Situația se va limpezi imediat după meciul cu Bosnia de vineri seara. Chiar dacă se află în litigiu cu trupa roșalbastră, Bergodi ar fi tentat să antreneze din nou în România. Tehnicianul se judecă încă la TAS după ce mandatul precedent nu și-a primit 120.000 de euro, sumă ce reprezenta salariul plus bonusuri de performanță. Chiar și așa, Mihai Stoica insistă pentru aducerea italianului căruia expira contractul cu Modena.